Șoferița de 35 de ani se deplasa pe direcția Doi Brazi către sala polivalentă și nu a acordat prioritate autovehiculului taxi, care se oprise pentru virajul la stânga spre Valul Cetății. Impactul a fost atât de puternic încât taximetrul a fost aruncat pe contrasens și au rezultat două victime, un băiat de 15 ani aflat în mașina șoferiței și o femeie aflată în taxi. Ambele victime au fost preluate cu ambulanțele și duse la Spitalul Județean de Urgență. La fața locului au ajuns imediat și pompierii pentru a asigura zona și pentru a evita posibila producere a unei explozii, însă nu a fost nevoie să intervină. Șoferița vinovată de producerea accidentului s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.